Zeci de mii de argentinieni au mărșăluit aseară pe străzile din Buenos Aires cu lanterna aprinsă în prima zi de proteste organizate împotriva programului de austeritate al președintelui Mauricio Macri și a costurilor crescânde ale serviciilor publice. Macri a diminuat subvențiile pentru utilitățile publice și alte servicii pentru a reduce deficitul fiscal al țării, crescând tarifele de electricitate și gaze cu până la 2000% de la începutul mandatului său, iar prețurile sunt așteptate să mai crească. Demonstrațiile săptămânale sunt planificate până la începutul lunii februarie, sporind presiunea asupra lui Macri pentru a rezolva criza economică a țării, înainte de alegerile prezidențiale de la sfârșitul acestui an.